Nu știu, eu am faptele. Adică acele semnături au fost cerute pentru Partidul Poporului. Așa au fost acuzațiile în presă. Înființat pe 3 iulie. Ați vorbit despre un plan diabolic, succesul legii Cojocaru a fost redirecționat acum spre partidul lui Mario Diaconescu. Nu, nu am pronunțat eu așa ceva. Avem aici o declarație pe care ați făcut-o. Poate o fi pronunțat alte cuvinte, dar nu așa. Stați în România nouă, 33.000 de români au fost înșelați și adevăratul Partid al Poporului nu are nimic de a face cu așa zisul Partid al Poporului, pentru care Mario Diaconescu, fratele lui Lilian Diaconescu, a depus un dosar la Tribunalul București pentru a fi înregistrat ca și partid politic. Este declarația dumneavoastră preluată. Corect, dar fără diabolic. Nu spun absolut nimic. Să înțeleg că supărarea a pornit de la cine duce semnăturile la tribunal. Și cine duce mai departe, probabil, acest proiect. Nu, acum noastră vă faceți griji că s-ar putea să pune pe altcineva premier? Nici pomeneală de astfel de griji. Deci problema este că eu am avut un mandat. Dat de adunarea generală dintre iulie. Stați un picuț. Nu, până nu, haideți să vă spun. Nu putem vorbi, acum să vorbim serios, nu putem vorbi despre un partid înființat până când nu există o decizie a unui tribunal. După ce s-a înființat partidul și există hotărârea tribunalului, discutăm despre ce dumneavoastră. Nu știu pentru ce sunt până atunci sunt lucruri interesante. Lavinia Șandru, pentru modul OTB sau pentru inițiatorul legii? Pentru, vedeți, nimeni nu știe, asta e invitatul nostru. Deci oamenii sunt bulversați în acest moment. Nu este și s-au certat, nu de la aici simplu, cine, unde merge și ce pentru 20.000 de euro. Asta este, că toată lumea știe că dacă că dai semnătura... Că de fapt așa a început povestea. Dacă dai, de acolo, exact, de acolo a început povestea. Toată discuția a început așa. Eu am un program în care vă garantez că vă dau 20.000 de euro. Nu pomenul, cum artist din nu știu ce, n-are importanță. Dar vă dăm 20.000 de euro. Păi scuzați-mă, cu tot respectul, v-am mai spus asta. Și mie, dacă veniți să-mi spuneți asta, vă semnez ce veți. Dacă îmi dați 20.000 de euro. Dar de acolo vin de la ultimele alegeri s-a dat, mi se pare, maximum 1.000.000 pe vot. Vă dați seama acum 20.000 de euro. Populația este sărăcită. Oamenii și-au pus speranțele. Văd că am ascultat cu... În acest proiect, am ascultat pe colegii în mei, alte proiecte, în jocul la loto... Jocul la loto, apropo de asta, cu Techeghiolul, dacă la ăla vă referiți... Da, da, cu speranța la oamenilor. Să nu mai persiflați. Mie mi se pare o idee genială. Nu la persiflați. Și v-am spus că este... S-a mai auzit persiflări. Și am spus atâta. În istoria de afaceri, managementului de afaceri, există un caz concret, foarte cunoscut, acela al companiei Federal Express, astăzi o mare corporație multinațională, care a început când nu a avut Fred Smith, inițiatorul acestui proiect, n-a mai avut bani să plătească salarii, s-a dus în Las Vegas cu $1000 pe care îi avea în buzunar, i-a jucat până a reușit să câștige banii de salarii, s-a întors, a plătit salariile și a construit Federal Express. Păi dacă Fred Smith a putut să o facă în istorie, în 1974, primarului de la Techeghiol care vrea să facă același lucru. Da, eu la plan. Ce-i propunem lui Emil Boc și în felul ăsta mărește salariile profesorilor și funcționarilor publici. Ia să meargă să joace. Ales că la oricum se ducă până la oricum aici n-are ce să facă. Slavă Domnului. Aici nu mai are ce să fac. Clar. Ok, am ascultat, da, inclusiv chestia cu Las Vegas și cu Techeghiol. Aș vrea să-mi permiteți să spun și eu telespectatorilor că este o mare greșeală să se reducă legea Cojocaru la 20.000 de euro care o să-i primească X și Y. Este vorba de un proiect. E complex, e adevărat. E vorba de un proiect. La ora actuală, deci salariile și pensiile români sunt atât de mici, încât nu pot să economisească nimic și să investească. Profiturile nu mai sunt ale românilor, ci cea mai mare parte a lor pleacă în afară. Și acest proiect este singura soluție prin care o parte din ceea ce încă mai produce România, deci o parte din cele 120 de miliarde, să poată să fie investiți în România. Nu este singura soluție. Este o soluție pe care eu o gândesc. Nu este singura soluție. 20 de miliarde, stați puțin că vorbiți. Este singura pe care eu o văd eu. E singura pe care o văd, dar nu putem să generalizăm că... Pentru a prelua din cele 120 de miliarde, o parte, la început 24-25, după aceea din ce în ce mai mult, pentru că 20... Eu am văzut o cifră de 1200 de miliarde. Nu, aceea este ceea ce am pierdut în ultimii 20 de ani. Așa. Deci este singura soluție pe care o văd eu cu experiența și cunoștințele pe care le am, ca să se facă investiții în România,
ca să se creeze capacități de producție. O mulțime de alte soluții pentru a se face investiții în România. Nu sunt economistă, văd aici pe Nils că de-abia mai stă fără să vă răspundă. Dacă ar fi fost alte soluții, ele ar fi fost adoptate, nu, 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 n-au fost adoptate pentru că deci, e imposibil să rezolvi problema crizei și, să, și nu, să nu furi, nu? Păi nu, problema crizei se rezolvă numai așa, prin investiții, prin transformarea unei părți din profiturile care acum pleacă în afara țării, nu cu asta, numai așa, cu investițiile prin, de acolo. Oprirea lor aici. Dar, deci, nu, mai ne vom întâlni și... Problema la noi este că n-am fost noi, n-am fost capabili să investim și noi în afara țării. Da, eu nu? Totdeauna ați văzut Petrol a investit afară. Dumneavoastră o secundă, că nu reușim să ne înțelegem așa. Păi nu, ați observat că eu am lăsat colegii mei să-și termine întotdeauna afară supărați, și eu nu sunt lăsat. Spuneți anumite lucruri care nu stau în picioare, păi nu vă putem lăsa. Cred că cei în măsură să aprecieze dacă stau sau nu stau în picioare sunt telespectatorii. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. Vom continua această idee. Vom continua această idee, dacă tot ați pomenit de investiții, să vedem ce investiții s-au făcut în România până în acest moment, dar și ce cheltuieli absurde în România, lucrurile sunt mereu surprinzătoare, fiecare zi adaugă, de fapt, încă o piesă pe șirul lung de aberații, cu care, din păcate, am început să ne obișnuim. În 2004, Romsilva dădea lovitura pe piața armamentului din România. Era prima instituție civilă care cumpăra un T-55, un tank care consumă 80 de litri de motorină pe oră și care, când merge, distruge orice drum din pricina gabaritului. Așa că stăm. De 2 ani este parcat pe post de exponat în curtea unui centru de fructe de pădure din Dâmbovița și își așteaptă cu minte tanchistul. Școala Octav Onicescu din comuna Cornii Botoșani a primit 4 miliarde de lei vechi pentru o toaletă care se respectă normele europene. Jumătate din sumă a costat doar WC-ul occidental. Din păcate, toaleta nu poate fi folosită. Motivul are fie o problemă tehnică, fie una electrică. La cât a costat, propunem ca școala să-l declare obiectiv turistic, să scoată lacătul și să taie bilete. 200 de familii din Sibiu, supărate că nu au primit niciun răspuns la o reclamație, au decis să se plângă de serviciile Oficiului pentru Protecția Consumatorului din Sibiu superiorilor lor din București. Așa că OPC va fi reclamat la OPC. Și astea sunt doar câteva exemple pe care le-am întâlnit în România, mereu surprinzătoare. Un punct cu care voi spune, sunt de acord cu domnul Cojocaru, și anume așa. Sunt de acord cu faptul că în procesul de privatizare din România s-a furat ca în codul. De acord cu asta. Sunt de acord cu faptul că și astăzi jaful continuă și ați văzut câteva exemple, dar credeți-mă, sunt altele, astea doar că sunt extrem de funny, dar sunt altele mult mai bănoase, mai scumpe. Sunt de acord cu faptul că din criză se iese cu investiții. Problema este că modul în care poți să iei înapoi acei bani este printr-o instituție a statului numită procuratură, care își face meseria instrumentând cazurile care i-au fost aduse în atenția publică de 13.000 de ori. Și găsim vinovații și în acele cazuri statul se poate constitui parte civilă să-și ia banii înapoi. O treabă care nu s-a făcut pentru că așa e la noi cu băra. Și ca să demitizez odată cifra asta de 115 miliarde pentru că îmi ieșea fum pe urechi, 115 miliarde este întregul PIB al României. 120, domnul Șmit. 115 pe 2009. Dacă vreți pe 2010, poate o să fie, nu cred că o să fie, să duce în jos, că suntem în contracție economică în momentul de față. 115 miliarde, din care contribuția totală a sectorului privat e 70%, adică vreo 80 de miliarde. Păi dacă toată contribuția la PIB e de 80 de miliarde, că vă fac la fel ca la credite, să nu vă dau prea multe ani, dacă toată contribuția e de 80 de miliarde, adică de 70%, cum poate să fie profitul generat de acestea 80% din PIB? Aritmetică simplă. Acum e normal ca o țară să-și construiesc propria politică. Știți ce e trist, doamna Bașadi? Știți că ce este foarte trist? Este trist pentru că un astfel de discurs, care în sine este umoristic pentru mine, dar pentru telespectatorii care, într-adevăr, sunt pe 600 de lei, vă aduc aminte de manifestația, de protestul de la Ministerul generează speranțe. 600 de lei. Profesori începători cu 600 de lei, pentru ea generează speranțe. Pentru ea se uită și spun, Doamne, înseamnă că se poate și mie nu-mi dau și mă fură. Și în loc să se concentreze pe ceea ce ar trebui să concentreze, se concentrează așteaptă pe astfel acest de lucruri. Și este trist. Pentru că asta nu este de fapt decât un caritas psihologic.
Uitându-mă la ce ne-ați prezentat, mă gândeam la un banc de dinainte de 89 care spunea așa: ce cântărește 4 tone costă $1.000.000 și taie morcov în două. Știți? Mașina românească de tăiat morcov în 4. Deci cam așa. Acum, ideea este următoarea. Din păcate, guvernul nostru ne-a arătat că e capabil să înlocuiască programul de guvernare cu un program al lamentațiilor. Deci îi auzim pe toți că se plâng. De sus în jos, de jos în sus, de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta, toți ne plângem. Nu avem, nu putem, nu suntem în stare. A devenit, până la urmă, o stare de fapt în România, această lamentare a tuturor. Nu suntem capabili să vă dăm, va trebui să trăim și de aici și de dincolo. Nu e normal. Adică, până la urmă, ajungem să ne transformăm în niște oameni care se plâng ei în permanență fără să caute soluții. Pentru că sunt o mulțime de analiști... Și atragem după noi starea asta de neputință. Absolut. La urmă. Sunt o mulțime de analiști care spun clar, în cazul în care ne dorim să ieșim din criză, avem nevoie de investiții, avem nevoie de o reducere a contribuțiilor la stat, avem nevoie de reducere a taxelor, avem nevoie să stimulăm... Dar procentul la investiții este redus, diminuat de la unul la altul. Plus 2 puncte procentuale din economia neagră la vine, a ști poezia. Să scoatem economia neagră la suprafață, exact. Și să facem în așa fel încât să crească totuși consumul în România, pentru că altfel, dacă nu crește consumul, nu este stimulată producția și așa mai departe. Am putea să ne îndreptăm și spre ceea ce înseamnă producția românească. Eu, de exemplu, am dat drumul la o mulțime de campanii tocmai ca să susțin producătorii români și să-i ajut să meargă pe piața europeană. De ce nu? De ce să nu exportăm produse românești care sunt extraordinare și pe care, spre exemplu, românii care trăiesc în sănătate și le doresc foarte mult? Dar pentru asta trebuie să încetăm să ne mai plângem, să fim puțin mai optimiști. Adică să ne gândim la avem o șansă, exact. Să mergem, să Este extrem de păguboasă afirmația pe care o fac diversi guvernanți, apropo de faptul că oricine ar veni la guvernare acum, n-ar fi capabil să facă nimic în România. Nu e adevărat. Vă dau acum 10 nume de oameni, poate unii nu fac politică, poate unii sunt chiar la masă, aici, și care ar putea să-și facă treaba extraordinar de bine pe zona finanțelor, pe avem zona o soluție de partea domnului Coșucaru, vine domnul educație, Mișnecă de cu alte zone unde le discutăm, am zis că soluția e la îndemâna guvernului, e la îndemâna guvernului, 2 puncte procentuale din economia neagră, 3 miliarde de euro, le analizăm după ce se poate la vine avocată și vine avocată și vrea să-i fii premier, ce faci? Nu, amândoi colegi au... Timpul înseamnă bani. Cel mai bine o știu patronii din Prahova, acolo unde companiile plătesc o taxă pe orar, adică 200 de lei pentru orarul de activitate. În Constanța și Mamaia, nu timpul, ci zgomotul este scump. Firmele plătesc taxa pe liniște. Suma poate ajunge până la 1000 de lei pe an pentru unitățile de agrement și depășește 16.000 de lei în cazul spațiilor comerciale. Nici măcar apa de ploaie nu mai e de ploaie. E o apă scumpă pentru că românii plătesc pentru aceasta. Și cu cât plouă mai mult, cu atât factura e mai mare. Iar lista taxelor aberante continuă cu cea plătită pentru cai. Cei care dețin astfel de animale plătesc anual o taxă de 5 lei pentru fiecare cal, iar banii sunt virați în conturile autorității hipice naționale. Nici nu-i de mirare că România a ajuns să plătească astfel de biruri. Un raport al Băncii Mondiale arată că în țara noastră se plătesc cele mai multe taxe și impozite din Uniunea Europeană. Am revenit în direct. Spune-mă înainte de pauza publicitară. Am găsit soluția ca să avem bani pentru legea Cojocaru. Ieșim din criză. Ieșim din criză. Punem o taxă, ascultați-mă. Aminte, și da? Vă dăm și banii pentru lege. Punem o taxă pe minciună. Ne îmbogățim. Okay. Dăm bani restul țărilor europene din momentul ăla. Nu o să recunoască nimeni. Deci s-au făcut aici asociere între proiectul de lege pe care l-am propus și Caritas. Și psihologic am spus. Dar mai înainte aș vrea să reamintesc... Doar câteva minute mai avem din emisiune, încercăm să concentrăm. Vreau să reamintesc cititorilor care vor, telespectatorilor care vor să știe mai multe detalii despre legea Cojocaru, să intre pe site-ul dumneavoastră, variantacojocaru.ro. Aici, apropo de asocierea cu Caritasul, vreau să spun că niciun om serios din această țară nu a asociat retrocedarea averilor confiscate de statul comunist către foștii proprietari ca fiind Caritas, sau despăgubirea celor care n-au mai putut să fie refugiați. Deci e vorba de speranța pe care o dați, dar nu e corect. Eu am avut răbdare, v-am ascultat pe amândoi. Important este să spunem lucruri adevărate. Păi, dar lăsați-mă și voi să vorbești. Și rămân telespectatorii să vă tărească cine spune adevărul. Deci este vorba de același principiu.
al despăgubirii. De când vă dăm dreptate. Eu vorbesc aici de despăgubirea cetățenilor României pentru capitalul pe care ei l-au acumulat. Da, nu trebuie să supărați, domnule Cojucaru, este o dezbatere publică. Deci nu este fiecare vorba de om niciun... are punctul său de vedere. Cum o să puteți să discutați cu președintele României, Dan Diaconescu, dumneavoastră premier, dacă vă supărați din orice?